Mami, tati, adio! Vom avea noi grijă de sora noastră? Nu îndrăzniți să mă lăsați singur cu el! Deci, Vicky, vrei să te joci o bandă? Bate cinciul, surioară! M-am săturat de asta! Dă-mi controlul meu de joc! Te urăsc! Dă-l înapoi! Unde se duce? Mă rog! Practic sunt sigură că voi câștiga! Nu mai vorbi degeaba! Sunt blocată cu cei mai răi frați! Tot ce fac ei e să mă tortureze! Dragă, ai vrea să-ți schimbi destinul? Ce? Doar trage o carte! Ok, mersi! Deci, ce-am ales? Oh, iubesc bomboanele! Doamne, sunt foarte rele! E tare! Aparent, îmi pot dori orice din cărți! Catnap, te aleg pe tine? Wow, întotdeauna mi-am dorit o pisică! Miau, m-a strigat cineva? Hei, stăpână! Bună, pisicuță! Te descurci cu acești indivizi? Sigur! Pleacă, pisicuță rea! Shuu! Mergeți la culcare! Foarte bine! Bate cinciul, pisicuță! Poți să te întorci în carte! Acum voi face niște desene! Vă voi face aspectul să iasă în evidență, dragii mei frați! Ce-a fost asta? Diamond, ce e pe fața ta? Susie, uită-te la tine! Ce vrei să spui? Și eu! Vicky! Pierzătorilor! Acum! Ascunde și trage o carte? Pe cine stric pentru ajutor? Dog Day să fie! Unde e ea? Piticania se ascunde? Supar! Băiat bun! Nu! Nu mă mușca! O vom lăsa pe Vicky în pace! Eu, scârbos! Asta e salivă? Mi se face rău! Tu! Nu vrei să faci asta? Suntem prieteni? Nu sunt un bătăuș, știi? Câinilor le place! Băiat bun! Băiat bun! Se simte bine? Continuă, Susie! Voi reveni într-un minut! Bravo, Dog Day! Relaxează-te! E bine, nu? Mingea preferată a tatălui ar trebui să funcționeze! Ce zici de o mângâiere pe burtică? Hei, cățelușule! Uite ce am! Minunat, nu? Iată că vine! Hei, ce-i asta? Mingea mea! În sfârșit, nu suport câinii! Oh, corect! O petrecere? Ce facem cu piticania noastră? Salutare! Petrecerea e pe care să înceapă! Bine, Vicky, e ora de culcare! Dar încă nu mi-e somn! În acest caz, ne vom juca de avați ascunselea! Tu te ascunzi! Mă bag! Îmi place de avați ascunselea! Unde mă ascund? 1, 2, 3, 4... M-ar putea ajuta cărțile? Ce să aleg? O casă mică! Vai, e ascunzătoarea perfectă! Ce e înăuntru? Se micește! Yuhuu! Petrecerea e întoi! Vă mulțumim că ați venit, prieteni! Pa! A fost o nebunie! Sună mama! Hello? Alo! Da, mamă! Ne descurcăm grozav! Vicky? Ea e... A adormit! Doarme? Așa e! Așa face! Bine, pa! Trebuie să găsim piticania! Grăbește-te! Unde ar putea fi? Nu e aici? Eu? Cine aruncă albine la coș? Știu! E la școală! Ați văzut-o pe Vicky? Cine? O fată e scundă! Nu înțeleg! Fată scundă, rotundă! Sora mea, nu ai văzut-o? Întoarce-te! Iată-o! Ai văzut-o? Nu am văzut-o! Vino, Damon! Mama ne va certa foarte rău! Auci, piciorul meu! Susie, nu! Ce? Ia să verific cuptorul! Nu e aici! Unde ar putea fi? Damon? Suntem tântălăi! E în camera ei! Bună idee! Unde se ascunde? Ce e acest zgomot? E în urechile mele? Poți auzi asta? Hey! Susie! Damon! Ajutor! Sunt aici! Ce scârție? Hey! Prieteni, dați-ne o mână de ajutor! Comentați mai jos de unde vine acel zgomot! Oh, am o
răspuns. Yes! E Mickey! Damon, uite! Aceasta e o casă mică. Sunt nedumerit, știi? Mickey, ești acolo? Hey! Da! Întrebarea e, cum o scoatem afară? Uite, o carte care micșorează! Wow! Știu o cale de scăpare! Să mergem, Suzie! Wow! A funcționat! Ne-a micșorat! Unde e Vicky? Vicky! Vicky! Hei, spune ceva! Vicky! Hey! Oh, ce-i acolo? What? Nu! Damon! Vicky? V-ați rătăcit amândoi? Locul ăsta e super ciudat! E totul pe dos? Fata cu părul albastru! Hei, sunt sora ta! Nu, nu ești! Iată geanta mea preferată! Vicky, tu ești? Ce s-a întâmplat? Ar trebui să mergem! Stai pe loc! Ce faci? Vicky, nu! Ajutor! Bate 5 în surioară! Bun băiat! Ce? What? De ce dorm în picioare? Vicky! E ceva ciudat în acest loc? Hey! Damon! Ouch! Suzie, ești bine? Damon, este... Ce? What? Vrei luciu de buze? Nu! Este un păros! Ce e? Părul meu arată ciudat? Ia să arunc o privire! Salutare! Tu! Bucată pufoasă și înfricoșătoare! Yes! Sunt neînfricat! Yeah! Arată-i cine-i șeful! Te vom lovi, Huggy! Suzie va veni cu noi! Serios? Bine! Am o carte magică care micșorează, Huggy! Pregătește-te! Ce? Nu! Da, l-am prins! Ce-ați făcut? Voi pune mâna pe voi! Ce drăgălășenie! Nu-ți face griji? Te apărăm noi! Pa, Huggy! Stai chiar acolo? Bate 5-ul, frate! Suntem grozavi! Uite, e Wednesday! E în viață? Arată ca o figură de ceară! Hei, Wednesday! Care-i treaba? Vrei să dansăm? Opa! Hei! Doar să se joace? Ce e? E nebună! Lasă-l pe fratele meu chiar acum! Ce e? În părul meu? Ting, lasă-mă în pace! Încetează! Dă-te jos de pe mine! Hai, Damon! Te voi elibera! Grăbește-te! Deci, cine e șeful acum? Bravo, soră! Stai aici sus până miercuri, Wednesday! Damon, auzi asta? Ce e neregulă cu ea? V-am prins! O am pe sora voastră! Vicky! Omule, ai dat ce probleme! Tu, răutate roz, ai atât de multe probleme încât nu-ți dai seama! Sunt singura care are voie să se ia de sora mea! Ai ratat ținta! Am un plan! Huggy-wuggy! Și ce? O să-i smulg capul! Nu! Nu! Lasă-l în pace! Ți-o dau înapoi pe sora ta! Lasă-mă să-l iau pe Huggy! Vicky! Poți să ții monstrul înapoi! Dragul meu, Huggy! Vicky, ești bine? Te-au rănit? Cum ești? Unde ai fost? Vino acasă! Cum revenim la normal? O carte de mărire! Presupun că cel mai bine este să pui casa ciudată înapoi de unde ai luat-o? Da! Am terminat cu aventurile înfricoșătoare! Vicky, nu fi supărată pe noi! Ne pare foarte rău! Ce vrei să faci? Vreau să merg la film! Okay. Bine, asta e ușor! Cumpăr bilete! Iată, poftim! Mersi! Distracție plăcută! La revedere! O să ne fie dor de tine! Niciodată! Până aici! Sunt gata! Pa! Iată biletul meu! Ești singură, domnișoară? Poți intra la film doar cu prietenii! Nu te pot lăsa să intri? Opriți cascada! Umiditatea crește! Du-te! Caut prieteni! În căutarea prietenilor! Hei! Bună! Hai să fim prieteni!
Lăsi-mă la o parte, mă așteaptă pe mine. Sian! Îngurdia, prietena mea cea mai bună. Au! Bravo! Gata, prieteni, vin cu voi. Păi, mergem la film. Bine, poți intra cu prietenii. Ei, vreau și eu să văd un film. Stai așa, să mergi singur nu e permis. Doar cu prietenii. Vei plăti pentru asta. Obișnuiam să fim prieteni. Acum suntem dușmani înverșunați. Mă voi împrieteni cu Burgundia pentru a mă răzbuna pe toți ceilalți prieteni curcubeu. Iată-ne, se distrează de minune. Mi se face rău. Urăsc asta. Ei, eu nepoliticos. De ce arunci lucruri? Oh, scuze telefon. Nu se va mai întâmpla. Îmi pare rău. De ce va fi nevoie pentru ca Burgundia să fie doar prietena mea? Trebuie să mă gândesc la asta. Ei bine, am nevoie de un plan. Copirea este o opțiune. Nu, dragostea nu poate fi forțată. Ar trebui să o mituiesc? Nu, nu va funcționa. Oricum, nu-mi permit. Ar trebui doar să fiu foarte drăguț cu ea, dar nu știu cum. Trebuie să mă gândesc. Îmi scapă ceva. Dacă fac asta. Doar asta și numai aici. Dulciuri nelimitate în meniu. Nu este suficient zahăr. Adaug mai mult. Poftă bună. Atât de delicios. Au! Dintele meu. Hei, copiii n-au voie atât de mult zahăr, domnule. O idee proastă. Lapte? Ce-ar fi dacă... Miau, miau! E pentru mine? Nu! Bea din castronul tău! Serios? E umilitor! Plan prost! Idee nouă! Scap repede de prietenele ei vechi! Și devin noul ei prieten! Popcorn? Mulțumesc, Sian! Frumos! Ei, prieteni! Credeți că ar trebui să-i răpesc prietenele? Comentați mai jos cu da sau nu! Pa, pa, luzerelor! Burgundia va fi prietena mea! Ei, bine, bine! Iată-le pe cele trei prietene fericite ale noastre! Zâmbește! Acum stați să vă fac o poză. Spuneți brânză. Brânză. Stai aici. 1, 2, 3. Zâmbește. Mișto poză. Wow, unde sunt restul? Super poze. Să o facem din nou. Noi trei. Vă urmăresc, nu vă puteți ascunde de mine. Oh, nu! Ajutor! Ce-a fost asta? Scoate-mă de aici! Coș de gunoi urât! Te dau în judecată! Abominabil! Acest lucru este abominabil! Acest lucru este cu adevărat abominabil! Atât! Hei, tu! Au! Piciorul meu! Am auzit ceva! Trebuie să-mi curăț urechile! Nu, doar mi-am imaginat! Asta va fi temelia prieteniei noastre! Ce picnic frumos! Mai multă limonadă? Sunt pe cale să o răpesc pe pisica ștrumf! Și... wow! Sunt o mulțime de bunătăți! Voi fura mai întâi mâncarea! Ce? Ce sunt acele zgomote? Ai auzit ceva? Nu! Nu aud nimic! Voi lua un sandwich și niște tort și fructe
Până la ultima bucată. Merele îți fac bine. Unde e mărul meu? L-ai mâncat și ai uitat. Unde s-a dus mâncarea? Oh, Doamne, am fost jefuite. Gata cu mâncarea, e timpul să acționez. Unde e Maronia? Unde e pisica Ștrumf? Unde sunt toate prietenele mele? Ați văzut cine mi-a răpit toate prietenele? Vă rog să comentați mai jos. Voi fi eu prietenul tău. Mulțumesc, nu e nevoie. Ce s-a întâmplat? De ce ai eșuat planul? Trebuie să vă învinovățesc pe voi pentru asta. Gura mică, opresc ultrasunetele. Unde suntem? Taci! Bine, ce zici de asta? Pisica încăpățânată, stai! Dăm drumul! Drăguță! No! Destul! Ce? Unde mergi? Hei, coboară pe pământ! Chiar acum! Vorbesc cu tine! Porumbel gigant! Ai meritat-o! Te voi prinde într-o clipă! Vino aici! Te-am prins! Nu mai poți zbura acum! Nu-mi place această brățară! În celulă! Chiar acum! Oh, ce șireată! Ai nevoie de o manicură! Noapte bună! Pa, frumosule! Hei, Maronia, vino! Hei! Hei! Deci, ce vom face? Nu sunt sigură, trebuie să mă gândesc! E ora de culcare! Treziți-vă și străluciți! E timpul pentru micul dejun! Oh, mi-e foame! Vrei lapte, pisicuță? Oh, da, sigur! Oferta nu mai este valabilă! E pentru mine! Nu! Lasă-mi o picătură! Ești atât de lacom! Iau asta ca pe un compliment! Oh, bietul dragon! Aștepți micul dejun? Te rog, dă-mi ceva de mâncare! Vrei această bucată de carne delicioasă? Oh, da! Mi-ar plăcea! Da? Această bucată foarte delicioasă! Oh, da! Nu mă mai tachina! Filet medium rare! Exact așa cum îmi place! Mulțumesc! Ciudatule! Bun apetit! Vei plăti pentru asta! Mor de foame! Ce? Pisică Ștrumf? Plângi? Hei, pisică Ștrumf! Ce? Uite! Nu te agita! Să ne imaginăm că evadăm din acest loc! Sfârșit! Nu, nu, nu! Versiunea mea este mult mai bună! Cum arată asta? Versiunea mea este mai cool! Mi-a văzut cineva prietenele! Sunt disperată! Ajutați-mă să le găsesc! Mi-ai văzut prietenele? Te implor! Răspunde! Le-ai văzut? Mi-ai văzut prietenele? Cineva? L-ai văzut? Doamne, te rog!
Hei, prieteni! Mi-e atât de dor de pisica Ștrumf și Maronia! Știți cumva unde aș putea să le caut? Comentați mai jos! Hei, Burgundia! Oferta mea de prietenie este încă valabilă! Voi fi cel mai bun prieten al tău, singurul tău prieten! Uită-te la această jucărie! E un cadou pentru tine! Haide, hai să fim prieteni! Ar trebui să-i dau... ce-i asta? M-am întors! Hei, salut! Trebuie să vedeți asta! Burgundia! Ce este? Oh, un sunet nou! Dacă nu vreți să stați cu mine, măcar uitați-vă la prietena voastră! A crescut mult! Ea e! Burgundia! Nu-mi vine să cred ochilor! A crescut mare! Și a făcut un nou prieten! A uitat de voi! Acum nu are nevoie de prieteni ca voi! Ha? Dar de ce? Nu poate fi adevărat! Hei, ce-i aia? E o surpriză pentru voi, prietenele mele! Maronia este roșu! Albastrul este atât de rău! Stați jos! Pisica Ștrumf! Nu! Te rog să nu o faci! Nu! Nu! Oh, da! Dă-i drumul! Ce-i asta? Ce se întâmplă? Nu sunt eu! Sunt eu! Vrei o îmbrățișare? Cea mai bună prietena mea! Cătușele dau cele mai bune îmbrățișări! A? E nedrept! Oh, salut! Tu ești? Da! Sunt eu! Burgundia! E aici! Vin! Așteaptă! Suntem din nou împreună! N-am fost eu! Sian a falsificat poza! Nu vreau să fiu prietenă cu el! Poți păstra jucăria! N-am nevoie de ea! Nici eu! Dragule, ești murdar tot! Săracul! Hai să mergem acasă! Am eu grijă de tine! Sunt blocat în trafic, dragă! Întotdeauna întârzi, Billy! Vin, dragă! Ce se întâmplă, surioară? Billy, e o urgență! Am nevoie de o mână de ajutor! 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 Bine, întâlnirea poate aștepta! Hai să mergem la laboratorul meu, surioară! Asta e nebunesc? Wow! Acesta e laboratorul tău? Da, totul al meu! Nu atinge nimic! Nu aud bătăile inimii! Ajută-mă să-mi salvez pacientul! Nu uita de mânuș! Știu! Și puneți o pălărie! Nu arată bine! Oh, Blue! Unde naiba ai fost? Sunt și frunze căzute aici! Hai să facem o radiografie rapidă! Vreau și eu o poză! Nu te băga în cadru, Susie! Sau voi amesteca radiografiile! Wow! Atât de multe chestii din stomac! Operația începe! O lovitură galbenă pentru o stare de spirit mai bine! Unde e bisturiul meu? Al tău ce? Foarfecele pot cu siguranță treaba! Totuși, e o jucărie! E așa de pricepută! Hai să facem cu grijă o tăietură! De asta e inconștient! Bateria trebuie să fie descărcată! Așa de groaznic! Avem nevoie de o baterie mai mare! Poftim! Pulsul e în regulă acum! Gata, doctore! Hai să-l coastem! Trebuie să fiu atent! Firele multicolore îl vor face să arate drăguț! Poftim! Gata! Hai să-l examinăm în sistemul nervos! Nu răspunde! Calmează-te! Cred că ar trebui să lovesc mai tare! Prea tare! M-a lovit înapoi! Te pui cu cine nu trebuie, Blue! Nu ar trebui să te lupți cu pacientul! Nu ar trebui să se lupte cu cine-l ajută! Oh, nu! Ritmul cardiac a dispărut! Hai să-l încărcăm! Liber! Aproape că am pierdut pacientul! Hei, acum trebuie să trecem la chirurgia estetică!
Bine, frate, această coafiură era populară în anii 70. Chiar are nevoie de o tunsoare, foarfece? Am o mașină de tuns. Stai pe loc, Blue? Hai să-ți tăiem bretonul. Se pare că am depășit limita. Da, acele coafiuri erau populare chiar mai devreme. Ups. Billy, vrei și tu niște păr de modă veche? Nu mai râde, surioară. Ar trebui să pregătești baia. Apă caldă și o bombă de baie. E un adevărat spa. Miroase a lime proaspăt. Stai departe, Billy. Doar adu-mi un șampon. Ei bine, care? Hey. Îmi iau eu șamponul. Problema e că le-ai încurcat. E un șampon pentru creșterea părului. Știu ce să fac. Bine, mă sună prietena mea. O să fii cel mai curat și cel mai albastru într-un minut, prietenul meu albastru. O mască de față purificatoare timp de 5 minute. Timp! Oh, unghiile mele au nevoie de o retușare. Ce e asta? O mască de față uriașă? Dar, mă rog. Ia-ți mâinile de pe mine, monstru albastru uriaș! Au, ce e cutia asta? Suzie, unde ești? Unde se ascunde? Până aici! Ridică-te, mă zdrobești! Ce vrei de la mine, ciudat albastru? Ce? Nu pot să-ți mulțumesc suficient pentru că m-ai readus la viață! Oh, ce drăguț! Vom fi cei mai buni de acum! Oh, nu! Acesta e fratele meu! Ce facem? Trebuie să te ascundem, Blue! Oh, te-ai ascuns deja! Suge-ți burta, cutia nu se potrivește! Țineți respirația! Fetele sunt așa de confuze! Nu ne-ai văzut? Scoate cutia, Blue! Ești blocat sau ce? Da! Ai nevoie de propria ta cameră secretă! Bună idee, prietenul meu albastru! Să mergem la magazinul de provizii! Oh, nu! Blue, nu poți ieși așa? Oh, această pălărie va fi bună! Ceva e încă neregulă? Nu înțeleg ce nu-ți place la această rochie de prințesă. Vrei să porți jacheta fratelui meu? Hai să alergăm înainte să ne prindă! Vom lua doar elementele esențiale pentru construcție. Avem nevoie de neon. Cine? Ha? Cine? Despre ce vorbesc ei acolo? Hai să mergem mai departe! Lumini curcubeu! Carton neon! Rechizite de construcție? Blue, ce e asta? Nu suntem aici pentru bomboane! Pune-le înapoi! Bună ziua! Plătesc cu un card? Uhu! Și gustări pentru mine! Bine, scanează și gustările! Oh, nu! Nu avem destule like-uri pentru a plăti! Ce facem? Prieteni, ajutor! Ne lipsesc 50.000 de like-uri pentru a-i lua dulciurile pacientului nostru! Dați cât mai multe like-uri și voi cumpăra dulciuri pentru Blue! Mulțumim! Cu cine vorbești? Blue, grăbește-te! De ce ești așa de încet? Nu am un mers rapid! Uite, pot face magie liftului! Lift, deschide-te! Să mergem! Ce s-a întâmplat? Înțeleg, acesta e un lift VIP! Așa că o singură persoană poate intra! Să păcălim liftul? Să intrăm ca o singură persoană! Nu, Blue! Nu funcționează așa! Pentru că greutatea e aceeași! Ce? A funcționat? Oh, nu! Ne vom bloca!
Suntem în acest lift de mult timp. Avem nevoie de ajutor. Îl sun pe fratele meu. Îmi pare rău, Race? Mă sună sora mea. Bună, Billy! Suntem blocați într-un lift. Scoate-ne acum! Cât durează? Bine, voi încerca! Kellner, voi lua acest fel de mâncare special. Te rog! Scuze, dragă! Comanda ta? O cutie de scule proaspătă. Da, mersi! E pentru mine! Mă întorc imediat, dragă! Și asta ar trebui să ne salveze relația? Susie, acest lift e un loc perfect pentru camera mea secretă! Să-l construim chiar aici! Bine, Blue! În plus, avem o grămadă de recuzite! Deci, de unde începem? Să facem acest loc plictisitor, luminos și moale! Wow! Bună treabă, Blue! Și am fix ce-mi trebuie! Hârtie, foarfece și imaginație! Ce durează așa de mult? Uită-te la asta! Am o pernă albastră pentru tine! Micuțul meu, Blue! Cum rămâne cu tine, Susie? În ceea ce mă privește, sunt și eu prieten curcubeu! Prietenii mei! Acum, hai să facem ceva din carton! Oh, Blue! Mi-a venit o idee de joc! Ține cartonașul drept! Nu mă picta împreună cu cartonul! Nu-ți face griji, naivule! Am nevoie de un capac în care să fac găuri! Acum hai să pictăm terenul nostru de joc cu nuanța mea galbenă preferată! Gata! Oh, brânză! Te gândești din nou la mâncare? Ajută-mă doar să lipesc acest carton! Vom face pereți pentru terenul nostru de joc! Taie bucățile! Uite, e Baby Blue! Desenează săgeți! Taie paiele! Și lipește-le prin casă! Lipește separatoare în interior! Trage frânghiile prin tuburi și fixează-le pe interiorul lui Baby Blue! Jocul e gata! Unde-l pun? Acolo, pe canapea! Îl acopăr cu o pătură gri! Nu! Curcubee peste tot! Grozav! Și lasă perna ta jos preferată! Blue? Niciodată! Nu fi încăpățânat! Relaxează-te aici, Mini Blue! Deci, vrei să te joci? Pune mingea în gura lui Baby Blue și încearcă să-l duci împreună în celula potrivită! Mai sus, un pic mai mult! Yay! Am reușit! Fix așa! Wow! Blue, pentru ce ai nevoie de tot cartonul? Pentru un tablou! Te voi ajuta! Susie, ai uitat cum arată un curcubeu sau ce? Ăsta e nasol! Bine, mișcă-te, o voi face singur! Privește și învață, dragă! Wow, așa de frumos! Un adevărat curcubeu! Atac cu confeti! Wow, acestea sunt inimi? Ești uimitor! Să adăugăm puțină lumină! Și să montăm banda LED! Ține asta! Wow! Lumini curcubeu! Bravo! Nu, Blue! Sunt în spatele tău! Mă vei zdrobi! Susie? Unde e Susie? Unde ești? Unde ar fi putut merge? Liftul e închis! Blue? Sunt aici! Ajutor! Unde naiba e? Blue? Serios? Nu m-ai văzut?
Ai fost așa de aproape să mă zdrobești! Suzy, uite ce am! Ce e? Un mini-televizor! Așa de drăguț! Îmi place să mă uit la emisiuni TV! Ce? De ce e alb-negru? Nu-mi place asta! Ține asta! Chemăm asistență tehnică! Alo, Green? Sunt foarte ocupat! Ce se întâmplă? Ai putea să mă ajuți cu televizorul? Bine, iată bateria! Nu pot să-ți mulțumesc suficient, Green? Bateria merge aici! Oricum nu merge! Ai răbdare? Funcționează! Așa mai vorbim? Problema e că nu avem loc pentru televizor! Hei, Green! Avem neapărat nevoie de o masă! Crezi că sunt un magician de mobilă sau ceva de genul? Hei, Green! Avem nevoie de o lampă? Îți bagi joc de mine? Hei, Green! Nu mai răspund la apelurile lui Blue! Sunt așa de enervante! Hei, Green! Dă-mi telefonul! Ascultă, Green! Avem neapărat nevoie de un set de ceai! Ne-am înțeles? M-am săturat și m-am săturat de prieteni! Bine că nu m-am blocat într-un lift cu ei! Atmosfera e întotdeauna mai bună când bei ceai! Am dreptate, Blue? Urăsc petrecerile de fete! Nu, nu te certa cu mine, Blue! Doar stai și relaxează-te! Bea o ceașcă de ceai de mușețel! E un calmant! Hey! Suzy, ești acolo? Oh, nu! E Billy! Ce facem? Stinge lumânările! Deci, ce-i aici? Să vedem! Așa! Ar trebui să funcționeze acum! Hei, frate! Mersi că ai venit! De ce sunt toate astea aici? Nici nu vreau să știu! E o mascotă sau ce? Oh, asta? Noua mea jucărie! O voi duce acasă? Haide! Jucăria e super grea! Îmi pare rău, Blue! Așteaptă! Va fi un cuier grozav! Da, cu siguranță! Hei, fă un coș! Vreau să joc basket! Uhu! 3 puncte! Hei, oprește-te! E de ajuns! Doar eu am voie să mă joc cu jucăria mea! Ne-am înțeles? Nu o poți exploata! De acum, asta e noua mea pătură! Să ai o zi bună, Billy! Yay! În sfârșit a plecat și ne putem juca împreună! Apropo, Suzy, ți-am pregătit mai multă distracție! Ce e? Oh, nu din nou! Omule! Hei, Billy, vrei să mă ajuți cu Huggy-Wuggy în schimb? Nu-ți face griji, surioară, te ajut! Vino! Bine ai venit în laboratorul meu secret! Suntem pe cale să operăm pe Huggy-Wuggy! Ce urmează? Ei bine, în primul rând să ne pregătim pentru operație! Ei bine, hai să o facem! Întoarce pacientul! Acum scoate umplutura veche! Iu, e un gândac! Oh, o gustare crocantă! Hă, poftim? Acestea au fost chipsuri! Hai, Billy, nu mai mânca! Ajută-mă! Hai să-i coasem brațul! Servește! Mersi! Aceasta e o intervenție chirurgicală plină de emoții! Acum, hai să trecem la operația pe inimă! Oh, vechea inimă frântă a lui Huggy-Wuggy! Nu mai e!
Iată o nouă inimă pentru tine, Hagi. Te va face mai amabil. Ce avem aici? Un bacșiș pentru doctor. Trebuie să examinăm dinții pacientului, dar el refuză să deschidă gura. Trebuie să-l gâdili. Așa mai vorbim. Billy, arată cam nebunesc. Totul e despre ochi. Hai să-ți verificăm vederea. Poți să vezi linia de jos, Hagi? Bine, grozav! Acum trebuie să lucrăm la blana lui. Poftim, Billy! Totuși, e ocupat. Trebuie să așteptăm. De ce durează așa de mult să periezi acest câine? Bine, să trecem la treabă! Să începem curățenia! E clar că nu te-ai uitat la SpongeBob de mult timp. Locul ăsta e așa de prăfuit! E timpul să-i fac un duș cu niște șampon drăguț! Hagi, vei fi cel mai curat monstru! Cine e tipul ăsta curat? Tot ce trebuie să facem este să-l uscăm! Wow! Așa de pufos!